Bucuria de a dărui artă. Între nevroticul și otrăvitul spectacol politic de pe micul ecran și reprezentațiile numai puțin violente, dar cenușii ale străzii, pictura lui Augustin Costinescu te întâmpine generos și surprinzător printr-o baie de lumină și de tăceri grele de sens, unde s-au adunat și Veneția și Napoli, și Parisul și țărmurile Greciei, străine de criza economică și legendare plaiuri moldave înnobilate de tihna mănăstirilor, iar din lăuntrul acestui spectacol magic, pentru că însuși spațiul de aici a dobândit valențele calității, te privesc ultimele anemone, te privește ultimul arlechin poet, de fapt cu tichie venețiană sau fără tichie, te privește unul dintre ultimii boieri ai Penelului și ai unei lumi înzestrate cu îndumnezeita putere de a sfida urâtul din jurul sau din lăuntrul nostru. Prezentul etern și neobosita noastră memorie involuntară în confruntarea cu premonițiile unui viitor apocaliptic. Mulțumesc pentru toate astea, Augustine. Dumnezeu să te răsplătească. Ion Parhon. Toate biografiile marilor noștri pictori au în comun, în regim de dominantă, un fapt de viață. N-au fost deloc neglijenți cu postumitatea numelui și a operei. Unii au procedat cu un plus de pedanterie în gestionarea informațiilor, care ar fi urmat să le consolideze amintirea. Au făcut-o firesc, fără din adins și, evident, fără doza aceea de trufie care parazitează memoria multor artiști. La celălalt pol al chestiunii, artiști interbeliși de seamă, iar unii și de la începutul veacului al 20-lea, mult prețuiți de contemporani, au căzut în uitare din vari cauze. Una reală fiind că nu s-au preocupat de ce ar fi fost să se întâmple cu opera lor și cu certificările calităților ei la plecarea dintre vii. Au mizat probabil pe râvna urmașilor sau pe recunoștința publică și au greșit. Urmașii sunt adeseori depășiți de complexitatea moștenirii, iar opinia publică în cultură e vulnerabilă. Nu numai artiștii se confruntă unii cu alții pentru întâietate, ci și postumitățile lor. Pictorul Augustin Costinescu, unul dintre cei mai călătoriți prin țări și prin muzee, dintre magiștri în viață și datorită acestor voiaje, cu un marcaj artistic complet, profund sensibilizați la ideea de destin, a realizat însemnătatea unei donații majore în configurarea viitorului. El a dăruit orașului Sinaia un panoramic al creației sale de 100 de tablouri, secundat de un parcurs selectat al graficii de șevalet, astfel că primăria a putut să onoreze convenția cu un spațiu expozițional nu numai foarte generos, ci situat și în cel mai activ flux turistic. Sala Nicolae Grigorescu din cuprinsul Centrului Internațional de Conferințe al faimosului Casino Sinaia găzduiește de 5 ani, din data de 27 noiembrie 2008, donația de artă profesor Maria și Augustin Costinescu. Primarul Vlad Oprea și directorul de atunci al cazinoului, Radu Savopol, au intuit binefacerile și funcțiile urbane ale unui astfel de pilon spiritual. El complementează geografia culturală a regiunii, marcată în sublim de Castelul Peleș și de Pelișor, cu prestigioasa notorietate a unui pictor de azi. În România se cunosc 4 donații sortite să instituționalizeze în veac și în spații, cu o definiție muzeală atrăgătoare, opera unor plasticieni. Ion Irimescu la Fălticeni, Marcel Guguianu la Bârlad, Nică Petre la Brăila și Grigore Vasile la București. Donația Augustin Costinescu, de statură națională și ea, ne dă nădejde continuitate cu îndreptățire de fenomen. E un fapt de compatibilizare cu sistemul de mari donații de artă continentale, care și-au câștigat foarte repede un statut muzeal de invidiat. Toate acestea trebuiau spuse dintr-un început, deoarece asemenea deschideri spre creația de referință fiind puține, ele trebuie evidențiate. Nu-i destul ca municipalitățile să-și dea silința, e necesar ca ele să vădească și competență. Expoziția permanentă Augustin Costinescu din Sinaia are un nivel de complexitate provocator. E și atelier de artist și parcurs documentar și fond de operă într-o permanentă înnoire. În perioadele cele mai frecventate, publicul îl găsește pe pictor la lucru. Ia minte la treburi de șevalet,
care, pe de o parte, consumă din misterul imaginii, pe de altă parte, îl sporesc și se împlinește afectiv cu participare la acesta. Pentru copii îndeosebi, secvența pictorului septuagenar cu paleta de culori în preajmă e o amintire de tezaur. Pentru maturii care sunt timorați îndeopște de atmosfera evlavioasă a muzeelor cu vizitatori rari, elaboratul salon al artei din casino e un prilej de distinsă familiaritate. Iar dacă m-am simțit motivat să prefacez astfel cartea donației, mai întâi cu un elogiu la un fapt de administrație în arte și numai după aceasta cu unele considerații despre operă, e pentru că am referit în mai multe rânduri, încă de la debutul timpuriu al artistului, la excelențele stilului și la măestriile viziunii. Puțin sunt pictorii ajunși la cea mai împlinită maturitate, care să se fi bucurat de atenția criticii, a unui public fidel și instruit, precum și a colecționarilor din țară și din afară, ca Augustin Costinescu. Sentimentul care îl fermentează sufletește pe vizitatorul colecției e unul de încântare. Chiar și persoana care descoperă aici paleta tonică, mediteraneană a pictorului, spontaneitatea plină de chemări tactile a tușei și universul său optimist, simte dimensiunea europeană a înțestrării. Deși judicioase, când fac analiza mijloacelor, a cauzelor estetice și așezării picturii în cel mai seducător palier post-impresionist, criticii de artă, dar și ceilalți comentatori, cuceriți de feriile imaginii, par a ignora esențialul, și anume că oriunde ar expune, în țară și în lumea largă, un tablou de Augustin Costinescu poate aminti numai de un alt tablou al său, niciodată de pânze ale altora. În artele plastice, a fi inconfundabil e un optimum de realizare, chiar și semnătura are un aplomb plastic de neimitat. Un al doilea fapt care singularizează prin muzicalitate desenul de construcție al compoziției și urma pensulei e ceea ce ar fi să se cheme scriitura. Cercetând de aproape suprafața pictată, tușa îți dezvăluie bogățiile tactile. Te lași pur și simplu condus de pensulație, valsezi cu privirea pe freneziile ei, în reproducerile macrofotografice ale unor detalii de peisaje urbane și de aglomerări umane, ductul pastei este în sine un spectacol. Acest lucru nu-i tocmai frecvent în arta contemporană. Aici, în covârșitoarea majoritatea exprimărilor, prioritate o au vehemențele, un aplomb al încărcăturii cu pastă vecin cu agresiunea. În fine, al treilea dat deosebitor, hărnicia la șevalet. Un pictor bătrân m-a întrebat cu delicata viclenie a unei scenetuți pe care nu mai tulbură niciun adevăr. Ce valoare ar fi să aibă peste vremuri tablourile sale? L-am întrebat cam câte mii de pânze și cartoane a semnat, iar ieri mi-a răspuns că, într-adevăr, trebuie să fie vorba de mii. Ei, vedeți, am făcut eu. Chiar dacă se ambiționează o soartă neagră să le distrugă, nu poate. Ceva din operă tot răzbește în veac, ceva din meserie câștigă în importanță pe măsură ce lumea îl uită pe om. Vreau să spun prin aceasta că nu numai postumității critice trebuie să-i dăm o șansă, ci și complicatelor filtre estetice ale valorii. Ca să cearnă mai binele și desăvârșirile artistice, ele trebuie să aibă ce să cearnă. Tudor Octavian. Ce este aici? Este inițiativa mea din patriotism de a dărui poporului român, orașului Sinaia, pe care îl iubesc și prețuiesc din punct de vedere și istoric. Deci este o donație de artă, 100 și ceva de picturi, 7-8 sculpturi se vor mai înmulți și le sunt donate orașului Sinaia. Orașul Sinaia mi-a oferit acest spațiu cu generozitate și datorită Consiliului Municipal, dar mai ales înțelegerii din partea domnului primar Oprea. Afinități reciproce cu sfioasă moderație întreținute de foarte multă vreme mă determină astăzi să judec o sârdia cu care Augustin Costinescu, ajuns la vârsta vulnerabilității și a lucidității senine, își pune în ordine agoniseala artistică de o viață, proiectându-și parcă profilul instituționalizat al propriei opere, penestatornicul ecran al memoriei și conștiinței sensibile asemenilor săi. Un temei înveterat, alimentat de adânci filoane și mărturii culturale, îl absorb de câțiva ani în împlinirea unui ideal,
L-aș numi testamentar, consacrat în întregime tradiției artistice a umanității în imperativa formulare, exegit monumentum, căci ce altceva poate să însemne admirabilul, prin generozitatea lui gest întemeietor pe care pictorul septuagenar de astăzi îl face cu tenacitate și pioasă dăruire de sine, a idoma zidirii sacrificale din legenda manoliană în cocheta sală Nicolae Grigorescu din cadrul Centrului Internațional de Conferințe, găzduit în impozanta clădire a cazinoului din Sinaia. Este vorba de donația de artă profesor Maria și Augustin Costinescu, fondată la 27 noiembrie 2008 și oferită municipalității sinaiene, ce cuprinde în nucleul ei actual 70 de tablouri în ulei, 40 de desene și grafică de șevalet, semnate de prestigiosul pictor ctitor, la care se adaugă 8 piese de sculptură, de interior din ceramică, creația donatorului, marmură, gif patinat, bronz, achiziționate de artist de-a lungul anilor, purtând semnătura unor valoroși sculptori autohtoni, precum Constantin Baraschi, Ion Vlad, Marcel Guguianu, Grigore Minea, Ion Iancuț. Colecția are caracter permanent și va fi îmbogățită în timp, ceea ce trebuie reliefat în construirea acestui mărinimos proiect instituțional este atractiva perspectivă ce o deschide comunității și edililor sinăieni în construirea unui patrimoniu muzeal propriu și reprezentativ, de care deocamdată perla Băii Prahovei este văduvită. Intenții mărturisite și entuziasm vădit în acest sens s-au manifestat la ceasul inaugural al donației Costinescu, actuală expoziție permanentă de la Casino, constituindu-se într-o reală și motivată operă întemeietoare, pe care pictorul Augustin Costinescu a onorat-o la un nivel de exigență și profesionalism artistic, dar și cu un remarcabil discernământ curatorial ce angajează pe toți cei care vor prelua și dezvolta această minunată, prin frumusețea și consistența ei valorică și estetic provocare artistică și instituțională, menită să sporească și să înnobileze zestrea culturală a seducătorului oraș carpatin. După cum se poate lezne constata și din parcurgerea inventarului iconografic al acestui album, ce își propune să lărgească aria iubitorilor de artă și a potențialilor privitori și dincolo de zidurile cazinoului sinaian, pictorul Augustin Costinescu a conceput parcursul expozițional al donației sale ca pe un cuprinzător previar al preocupărilor lui creatoare, abordate nu neapărat ca o etalare retrospectivă. Criteriile care au stat la baza împlinirii acestui proiect expozițional au fost cu precădere cele de ordin estetic și de punere în valoare a principalelor direcții stilistice, pe care pictorul le-a ilustrat cu măiastră iscusință tehnică și artistică în prodigioasa sa carieră de peste 5 decenii petrecută în fața șevaletului. Este cunoscută apetența artistului pentru rafinata și solara resurecție picturală și estetică a laboratoarelor impresioniste și post-impresioniste europene, ca și a celor autohtone, de altfel afiliate, într-o relație sincronică cu marile tendințe și individualități care au marcat persistent pictura ultimului secol artistic continental. Este un voiajor pasionat și calificat al cardinalelor destinații și centre artistice ale Europei, cu o predispoziție mai accentuată pentru arealele pariziene, provensale, toscane, napolitane, calabreze, siciliene, sud-egeene și iberice, adică acelor scăldate în feria luminilor mediteraneene, din care și-a nutrit frenezia creativă și jubilația cromatică, atât de distinct individualizată și sensibil or sensual, distilată în pânzele și mapele sale de guașe, pasteluri și desene. Este în această privință unul dintre cei mai străluciți și consecvenți exponenți ai neo-impresionismului contemporan, nu numai de la noi. Conduita lui artistică și estetică nefiind doar una de probare a continuității spiritului și moștenirii marii picturi impresioniste, a cărei filozofie picturală persistă cu sensibilă vivacitate și puritate a rostirii plastice, prin exponenți excepționali în tot cuprinsul contemporan al civilizației ochiului.
Pictura lui Augustin Costinescu ni se relevă în întreaga ei desfășurare ca o necontenită demonstrație de măestrită și reverențioasă asimilare a înainte mergătorilor în domeniu, pe care cunoașterea și cultura vizuală temeinică ale artistului le transpune într-o operă de eclatantă dezlănțuire coloristică, rafinat stăpânită în compoziții caracterizate de un sintetism al formelor și recuzitei pictografice, bazat pe un desen riguros, elegant și dezinvolt, deopotrivă ce conferă emoții înalte oricărui tip de privitor. Este un statornic și eminent practicant al genurilor consacrate de tradiția marii picturi din totdeauna: peisaj, natură statică, portret, compoziții de gen, fidel adept al figurativismului, lizibil, sensibil și original, în cheie modernă totuși, asimilat propriului concept plastic și propriei viziuni picturale. Ceea ce, atât albumul de față, cât și selecția donației de la Sinaia, ni le dezvăluie cu prisosință. Și astăzi, artistul a pătruns binișor în legiunea venerabililor picturii noastre actuale, ni se dezvăluie cu aceeași candoare adolescentină, împătimit de irepresabila fervoare mediteraneană, convertită în seducători senzuale ofrande vizuale. O face însă cu solemnitatea autorității poetice, o poetică a expresivității picturale, de un sintetism modern conceput și a unei retorici a acordurilor cromatice strălucitoare și beatizante, prin iscusința cu care pune în conjuncție tonuri de o tulburătoare puritate și limpezime. Tocmai amestecul de sensibilitate juvenilă și majestate seniorală face din Augustin Costinescu un artist enigmatic, când expansiv și histrion în nota emblematicei și boemei protipendade artistice interbelice, când atras și meditativ ca un romantic întârziat și neînțeles. Îl cunosc de destui ani pentru a nu mai mă arăta surprins de prezența lui paradoxală, pendulând între bonomie și boierie, ca orice artist sărac ce visează Don Quixotesc castele în Spania și desfătătoare evadări pe coasta de Azur. Culmea e că, în ceea ce îl privește, Augustin Costinescu chiar nu ezită să-și împlinească astfel de escapade onirice. Este una dintre sublimele lui metehne de beizadea de provincie, deprinsă se satură de priviri și nesățioasă amușinări prin cotloane paradisiace de lume, dar mereu întorcându-se la matcă, aureolat ca un prinț cu tolba retinei, plină de fericită lumină a trăirilor lui spirituale și senzoriale. Expozițiile lui Costinescu au fost și iată sunt asemenea desferecări ale prea plinului său sentimental, cultural și memorial, un fel de autoportret continuu decupat sau încastrat pe fundalul mereu împrospătat al pelerinajelor sale prin solarele regate ale meridionului. Este, cred, artistul prototipic al obsesivei dezvăluire a sinelui în fiecare gest și tușă de culoare ce se constituie în operă. De aceea, el pare multora mereu egal și suficient fieș, aproape autopastișant, repetabil până la epuizare, dar niciodată în stare să provoace sațietate. Este un alt paradox al creației lui Costinescu, l-aș numi chiar misterul din care se plămădește vraja seducătoare a picturii sale. O artă nutrită din starea de seninătate și jubilație vizuală. Sigur, judecând obiectiv tablourile lui Augustin Costinescu, trebuie subliniat atașamentul lui pentru marea tradiție a picturii figurative post-impresioniste europene și autohtone, mai cu seamă în compozițiile peisagistice, în nuduri, ce bijuterie vizuală e nudul orange din expoziție, și în staticele cu flori. El este abilitat la noi drept un maestru neîncoronat al genului, postură care exclude, grație acuratetei reproșabile cu care șarjează modelul fundamental însușit, potențarea epigonică a demersului său pictural, maniera pleziristă în care lucrează, sinceritatea expresiei plastice, eleganța și precizia desenului și a structurării compoziționale, ca să nu mai vorbim de vibrația hedonic-solară a paletei sale, iată ecuația care face din arta lui Costinescu un exemplu de reușită. O tradiție asumată, creator și sensibil, motivată culturalmente și original, dezvoltată într-o viziune inconfundabilă și o prolificitate ce nu epuizează încă așteptările iubitorilor de artă de toate felurile. Corneliu Antim. Este cel mai important loc din România pentru arta mea. Eu mă consider un artist destul de împlinit din punct de vedere al
al gândirii artistice și al făcăturii artistice. Și am încercat să mă acomodez cu ce e aici și mai ales că peisajul și oamenii îmi dau impuls, îmi dau o liniște, o pace pe care capitala mi-o refuză.